Bună ziua! Bună ziua! Să rămână! Dacă se poate, aș vrea să transmit și eu un mesaj. Ce mesaj, doamnă? Sunt în timpul emisiunii. Nu, stați, nu, rapid, nu durează mult. Păi ziceți, că îl spuneați până acum, ziceți din prima. Da, vreau să acolo, felicit guvernul, da, așa. S-a gândit în sfârșit și la turismul românesc. S-o fi gândit, dar n-a făcut nimic? Cum nu? Ba da! A? Toată campania asta de vaccinare, n-ați văzut cum influențează în bine turismul românesc? Eu personal, chiar acum, mă duc într-un tur al țării. O să mă opresc la centrele de vaccinare de la Neamț, Suceava, Maramureș, Hunedoara, Teleorman. Fac așa un circuit. Da, deci da. Unde găsesc locuri libere, mă și vaccinez. Păi nu, stați, că nu așa se face. Trebuie să vă programați pe platformă. Da, programează-te tu dacă poți. Ce, iar nu merge? Deci nu merge și foarte bine că nu merge. E mai bine să mergi tu singur, la pas, să treci așa prin toate județele și cu ocazia să vezi și frumusețile țării. Păi dacă nu era pandemia asta, deci nu cred că apucam vreodată să văd cetatea Neamțului și mănăstirile din Bucovina. Deci vă duceți așa prin toată țara după vaccin, a? Da. Să-l... Da, numai că eu aș vrea, personal, așa mi-ar plăcea să mă vaccinez la Sighișoara, în turnul ăla vechi din cetate, să-mi facă vaccinul un asistent îmbrăcat în Dracula. Sau aș vrea la o stână din vârf de munte, așa, să-mi facă vaccinul un cioban care tocmai s-a spălat pe mâini cu zer. Doamnă, stați! Alo! De cum să faceți vaccinul la stână? Deci vreau să fie experiența turistică completă, da? Lăsați-mă puțin. Și după aia, a doua zi, când am așa efecte adverse, secundare din astea și fac așa un pic de febră, să mă întind pe o mițoasă undeva la soare și să admir turmele de mioare cum pasc. Doamnă, ați văzut câte probleme sunt? Sunteți sigură că... 100%, deci nu, credeți-mă, n-am mai avut un concediu de 2 ani. Am nevoie de vacanța asta, mai ceva ca de vaccin. Alo, alo, dumneavoastră, am o discuție cu doamnă. Da, pătrarul, sănătate. Ce fac, mă, mami, ce să fac? Unde sunt bagajele? Plecam acum. Soția, da, soția. Da, da, am înțeles. Unde? Așa. Cum unde adică sunt? Unde? Ce ai de rânjești așa? Rânjești așa. De ce rânjești, domne, zi? Sunt și eu bucuros, domne. Ce? Zi, ai găsit locuri pe vârful omul la stația meteo de să ne vaccinăm acolo? Nu, mai bine, mai bine. La Slănic, Moldova. Nu, mă, mamă, mă, am găsit aici, mă, la noi în București, la Romex, mă, nu mai trebuie să trambalăm pe toate bagaje, tot, tot să umblăm toată țara. Ai, am făcut programare pentru amândoi aici, mă. Ați economisit și benzină, păi, e bine, nu? Bravo, nu? Cum să mă programez la Romexpo? Ah, dar e aproape de casă, mă, mamă. Și ce mai, e vacanța mea? Cum rămâne cu vacanța mea? Ah, pasiv. Hai, mă, ai pus-o, fraiere, ai grijă. Na, ce mai aveam? Văzând cum acționează Câțu, mi-a venit în minte un banc mai vechi. Poate îl știți, dar e foarte mișto. Doar că e mai lunguț, așa, vi-l spun imediat după publicitate. Stați pe primă.